Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea toate toate videoclipurile, like-urile, comentariile, tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube și distribuirile nu în ultimul rând, sunt total, total gratuite. Iar vouă noilor mei abonați, țin să vă mulțumesc din suflet și sper că a treptat treptat să ne cunoaștem mai bine în secțiunea comentarii. Și ca în fiecare zi sau ca la fiecare videoclip să începem treptat treptat să ne cunoaștem. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care vizionați acest videoclip. Eu astăzi când filmez este marți, ca de obicei, vedem, ne războim, ne luptăm ca dumneavoastră să vizionați acest videoclip tot astăzi, undeva pe seară și port un parfum al casei Haifa și anume Ajmal. Ajmal care vine în această sticluță, v mai vorbi despre el în acest videoclip și Ajmal este un parfum Aș putea spune unisex atât timp cât dacă sunteți domni nu vă feriți de fructe. Fructe gustoase, fructe atât normale cât și exotice și un mosc pufos, nu am idee dacă ei listează, însă e una așa îl percep, una peste alta, așmal al casei Haifa, este acel parfum pe sistemul vara într-o sticlă, cel puțin e una, așa îl percep, cu performanțe extrem de mari și când spun extrem de mari, sunt extrem de mari. Voi știți că mie îmi place să fac baie în parfumuri, sunt această oversprayer, însă cu acest ajmal, maxim 3-4 pufuri, da? Maxim, nu mai mult, da? Bun, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră. Și uh, începusem eu la un moment dat o serie de top 5 best-of. Uh, am făcut până acum uh, top 5 best-of uh, Afnan, top 5 best-of Hadlaj și astăzi m-am gândit să vin către voi cu top 5 best-of Latafa. Uh, deja râd pentru că dacă sunteți aici de ceva timp, știți că eu sunt într-o relație de tipul love-hate cu Latafa Acum ne iubim, acum ne dușmănim și ne urâm Bine, ei săraci nu știu asta, dar nu mai contează Însă, um, cele 5 parfumuri despre care vă voi vorbi astăzi eu cât de cât încerc să fie pe repede înainte. O să vă inserez notele pentru fiecare pe undeva pe aici, să nu pierdem timpul, însă nu sunt singurele parfumuri ale casei Latafa Celea. Și a fost oarecum greuț să fac acest clip, această selecție mai precis, pentru că, de exemplu, mai este și Nebras Gold, un parfum pe care eu îl iubesc foarte mult, nășit acea ani on a budget, deci ador nașit, da. Însă, a, mai este și noul venit ca șaf, ca nu știu de ce, apropo, te pun Mihaela, să rămână mult de recomandare, um, Cașaf l-am achiziționat în urma uh, unei postări de pe grupul meu de Facebook Freg Family Mihaela, una din membrele comunității, a venit la captura zilei cu acel parfum și când am văzut notele și mai văzusem eu ceva TikTok-uri cu și despre acel parfum, am pus repede mânuța pe el. Însă, însă, nu este un parfum rău, nu pot să spun că îmi displace, însă, din păcate, eu simt acel iz specific al casei la tafaniel. Da? Cel puțin la primul puf, la primele purtări, eu resimt din plin izul acela care, dacă nu aș vedea sticla, dacă nu aș vedea că scrie la tafa pe el, și de cât îl miros, eu știu că este un parfum la tafa, da? Deci are un iz specific. Așadar, ca așa nu face parte din selecție, trebuie să stea puțin, pentru că nu prea mă dă pe spate în momentul de față, trebuie să scape de izul acela de la mama lui. Însă, am aici cele 5 parfumuri care, într-adevăr, m-au dat pe spate. Uh, primul din ele este un parfum ce nu a avut timp să stea sub nicio formă. Da? Deci nu l-am lăsat de la primul nas, de la primul puf, nu. Nu, deci nu are acel iz specificasei. E genul acela de parfum de tipul old money, da, miroase foarte scump, miroase nu știu, când îl port îmi dă starea aceea de Lady Boss, da? Și vorbim aici despre MUSA Mam White Intense. Primul din selecția de astăzi, da. V-am mai spus eu în alte videoclipuri, nu știu ce are la tafa cu șerpișorii și cu numele, deoarece musamam în limba arabă am căutat și înseamnă traducerea în limba română ar fi o travă. Da? Deci ei spun că acest parfum este acea o travă. Nu știu neapărat și asta ca să vedeți, da? Nu știu neapărat dacă este o travă, însă este superb. Aș putea spune că da, este o travă în sensul de. Um, este acea aromă ce creează dependență, este acea aromă narcotică, o aromă ce te învăluie. Am văzut multe um, videoclipuri pe YouTube, ca de obicei YouTube-ul extern. Uh, și multe videoclipuri de pe TikTok, foarte, foarte mulți creatori de conținut um, au făcut o chestie cu acest parfum de la Latafa în sensul de clip de tipul acela versus, da? Au purtat Musamam White Intens pe o mână, iar pe cealaltă mână un parfum de la LV, lui Vito. Nu-mi vine acum în cap, o să vă inserez pe undeva pe aici și spun că este 98% identic cu acela. Eu habar n-am de acel parfum, nu l-am testat, însă Musamam White Intense pentru mine este genul acela de parfum precum anvelopele, all season, după cum vă spun eu în mai multe videoclipuri, este all season, l-aș purta oriunde, oricând, da? Nu contează că este zi, nu contează că este seară, este extrem de versatil, dar extrem de elegant totodată. În opinia mea, nu l-aș cataloga ca fiind un parfum unisex, am impresia că 80% cel puțin înclină foarte mult către latura feminină și ca și aromă, ca și fel în care îl percep eu. Pentru mine, este ca și cum ai face layering, v-am mai spus, da? deci pur și simplu, de la primul nas am fost acolo și pe măsură ce l-am purtat, am rămas cam tot pe acolo. La modul că este ca și cum ai face layering între Gris arnel de la BDK, um, Cristal noare de te de la Versace și, mai nou, după ceva purtări are și ceva din clasic EDT de la Jean Paul Gaultier. Cel puțin e una așa îl percep. Pentru mine, Musamam White intens. este ca și cum ai face layering cu aceste trei parfumuri. Da? Știu că el are listat și nota de cocos. Nu pot spune sub nicio formă că este genul acela de parfum tropical. Cel puțin eu una nu-l percep ca fiind acel parfum Strict de vară, distracție pe plajă și așa mai departe. Categoric nu. Are atingerea aceea, însă nu știu de ce nu pot vizualiza așa ceva. Eu pur și simplu vizualizez genul acela de femeie, exact cum v-am mai spus, Lady Boss, da? Miroase, extrem, extrem de scump. Și exact cum v-am spus și mai înainte, de la primul puf, da? De la prima pulverizare nu s-a resimțit absolut deloc acel iz specific casei la tafa. Dacă iubiți sau dacă aveți ceva parfumuri de la această casă, chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii. Nu știu, eu multe dintre ele le simt un iz aparte, da? Nasul meu asta simte. Iz aparte care de obicei dispare Um, undeva la două săptămâni, o lună, o lună și jumătate, depinde de parfum, da? Și vorbesc aici despre acea perioadă de macerare ce o necesită absolut orice parfum Middle Eastern. Este genul acela de parfum magnet de complimente. Eu una personală, oricum v-am mai spus și în alte videoclipuri, port ce îmi place mie și ce îmi bucură sufletul strict pentru mine. Dar vorba aceea, când mai pică sau mai curg complimente, de ce să nu ne bucurăm? Musamam White intens, da, are performanțe la modul fără să aibă timp să stea. L-am resimțit undeva la 8 ore, ceea ce mi se pare incredibil de mult pentru un parfum nemacerat. Um, proiectează super în primele 2-3 ore, dacă nu mă înșel eu. Apoi se domolește treptat. Aveți și siaj, aveți tot ceea ce vă puteți dori de la acest parfum. Dacă ar fi un safe blind buy, sinceră să fiu, mă cam feresc, știți, deja să fac genul acesta de recomandări, deoarece fiecare percepem diferit parfumurile. Însă, dacă sunteți în zona gri, șarnel, cristal, noare, DT și așa mai departe, cu o extra doză de flori galbene aș putea spune da. Categoric da, ar putea fi un safe blind buy. Are ceva citric pudrat, la fel, pot simți aici o fină vanilie pudrată, însă Totul mi se pare extrem, extrem de bine echilibrat și da, este top 5 best-of. Nu v-am spus de la bun început, toate cele 5 parfumuri nu mă puneți să le clasez, da, locul 1, 2, 3, 4, 5, pentru că nu pot. Dar clar, Musamam White Intense face parte cu succes din top 5 best-of la tafa pentru mine. Următorul parfum s-ar putea să vă sperie dentul, goliciunea, cât am băut din el, însă este, dacă nu mă înșel, singurul parfum până în momentul de față de la acest brand, de la această casă, din care eu pur și simplu îmi fac decanturi de câte 10 ml și îl port cu mine. Da? îl port cu mine în ghiozdanel, că eu nu sunt tipa aceea cu poșețică. Îl port cu mine, i-am făcut și lui mami două decanturi din el și am mai dat să zic am 15 ml apropiaților, da? De test. Însă totuși, pentru test, nu de test, însă totuși l-am băut extrem de mult, da? extrem de mult însemnând atât. Într-un timp foarte, foarte scurt și da, vorbim despre Liam, Liam, am văzut în unele, pe unele site-uri Liam Grey, pe altele Liam și atât, sau Liam, cum vreți voi. Și da, este acel parfum inspirat din Gri Charnel. Știți că am un decant din original, din Gri Charnel, Um, am vrut din tot sufletul să aibă performanțe mult mai mari decât toate dupurile care le am eu, pentru că am acest uh, liam Liam, am uh, antic tot de la, la tafa colecția Nishe Marati, și mai am de la Fragrance World Francic 63.55, acel parfum cu nume de post de radio. Dar din păcate, um, originalul stă pe mine, vorbesc aici de Gris și Arnel, da? De la BDK. Gris și Arnel de la BDK stă pe mine undeva la prin absurd 3 ore, da? Prin cel mai mare absurd 3 ore. De obicei îl resimt undeva la 2 ore. Am vrut din tot sufletul să fie, nu știu, am vrut să fie mult mai altfel ca să îmi dea acel motiv să-l achiziționez, da? Pentru că aroma în sine, E tipul acela vai de viața mea și de sufletul meu, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. Liam Laem, cum vreți voi să-i spuneți, este un parfum categoric 100% unisex, nu-l resimt să încline mai mult către latura feminină sau către latura masculină. Este acea smochină cu cardamom, cu cei negru, și cu mult lemn de santal cremos. Este o superbitate. Este o capodoperă. Vedeți cât mai am din el, însă, cu siguranță, acest parfum îl voi achiziționa din nou. Da? Este atât de versatil. E genul acela din nou. Îl poți purta oriunde, oricând. Are acel ceva. În profilul său, ieri era să spun oftalmologic, are acel ceva în profilul său olfactiv ce îl face demn pentru a fi un parfum semnătură. Nu deranjează, nu țipă, nu este nimic ascuțit, totul este extrem, extrem de bine blenduit, extrem de bine așezat și nu știu. Din nou, un parfum ce atrage enorm de multe complimente dacă dumneavoastră căutați genul acesta de parfum, magnet de complimente, dar este cremos, este fiind de tot picant și, din nou, pentru mine și pentru gusturile mele și pentru ceea ce vreau eu să obțin de la un parfum, este genul acela de aromă ce o poți purta din nou all season. Da. De ce spun asta? Pentru că cum să vă spun eu? Este și fresh și răcoritor, dar și cald și confortabil totodată, da? E, nu știu, e nebunie. Dacă nu ați testat până acum acest parfum, insist, da? Chiar insist să testați acest parfum. Este cremos, dar fiind Fiind de tot picant, fiind de tot pudrat, dar totul, totul, tind eu să cred că este uh, contrabalansat, da? Este ținut pe o linie de plutire de o vanilie lăptoasă. Și când spun vanilie lăptoasă, nu vreau să mergeți neapărat către zona, nu vreau să mergeți cu gândul către un parfum lactonic, da? Dar e nebunie. Este nebunie. Și este nebunie ca parfum de sine stătător, însă am descoperit că este incredibil în layering. Dacă vreți un videoclip cu variante de layering pentru ceea ce înseamnă ADN-ul gris-șarnel, lăsați-mi în secțiunea comentarii și eu, ca de obicei, mă voi conforma. Categoric, nu știu, 100 din 10 aș putea spune că este pentru mine acest liam, liam. Următorul parfum este din nou unul total, total unisex. Este unul care beneficiază, ca să spun așa, de un videoclip cu recenzie și variante de layering. Ambalajul nu știu ce să spun. Din nou, sunt într-un love hate, însă sucul este, da, și vorbim de vintage radio de la Latafa un parfum inspirat din celebrul Paragon de la Inisio. L-am năsuit în Obsentum, originalul, da, de varianta originală spun și într-adevăr. Deci, într-adevăr, este o asemănare extrem, extrem de izbitoare. Și când spun extrem, extrem de izbitoare, este genul acela de asemănare cum să mă fac eu mai bine înțeleasă? De exemplu, dacă aș pulveriza Vintage Radio pe o mână, iar pe cealaltă mână Paragon și aș ieși pe stradă, da? Și cineva ar trece pe lângă mine, nu poate, deci în aer um, nu la nivelul pielii, da? Pentru că fiecare parfum din nou, vă spun, se dezvoltă diferit pe noi. Însă bula aceea de parfum, da? Um, ce o formează la un prim nas pentru persoanele de rând nu vor putea face diferența între acest parfum al casei La Tafa și parfumul uh, uh, casei Inisio Acesta trebuie să-l pulverizez nițeluș pentru că pur și simplu îl ador, îl ador din nou, nici la acest parfum din start. Doamne. Nici la acest parfum, de la prima pulverizare, nu s-a resimțit sub nicio formă izul acela specific al casei, și cred eu că am uitat să vă spun că nici la uh, Liam nu am resimțit izul acela specific casei, la Tafa. Aici avem o prună. prună, de ce am spus așa? Aici avem o prună oarecum confiată, da? Însoțită de o lavandă ce nu o lasă să pice în latura aceea de dulce lipicios. Da? Și treptat, treptat apare acel palo Santo, acel lemn de santal extrem, extrem de cremos, foarte, foarte fain din nou pentru mine și pentru gusturile mele și Vintage Radio este acel parfum cu siguranță pentru orice vreme. Da? Eu una voi purta Vintage Radio chiar și la vară, pentru că are lavanda aceea, nu știu, este atât de bine construit, este atât de bine echilibrat, nu este absolut nimic prea mult, nu este genul acela să te doară capul de la el. Bine, acum depinde și cât pulverizezi. Da? Este un parfum dens, lemnos, aș putea spune, lemnos, aromat cremos, dacă are sens, da? Dar pur și simplu aceste fațete îmi sar mie cel mai mult în nas, nu în ochi, da? Lemnos, aromat, cremos. Așa așa îl pot descrie în trei cuvinte. Este acea aromă fructată, însă nu este fructatul acela girly, cel puțin în opinia mea. Nu este fructatul acela jucăuș, nu sunt nicio formă. E genul acela de parfum ce um, îți dă o senzație de liniște, nu mă întrebați de unde. E una, experiența aceasta o am cu el, te relaxează, te liniștește, nu știu, îți conferă senzația aceea de bine și atât, da? Din nou, din nou, este o bestie, din nou un magnet de complimente și e genul acela de aromă ce intrigă persoanele ce le întâlnești, da? dacă te întâlnești cu cineva, cel puțin în cazul meu, adică vă spun experiența mea proprie și personală, um, niciodată, dar niciodată nu mi s-a întâmplat să port vintage radio fără ca cineva să mă întrebe cu ce te-ai dat. Cu ce te-ai dat că nu am mirosit așa ceva. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Știu că există și variantele acelea de 20 de mililitri. Eu cel puțin inițial asta am făcut. Am achiziționat uh, Affection Love, un mare ble pentru mine, și Vintage Radio. Și de la primul puf din varianta, din miniul acela de 20 de ml, am zis gata, mie îmi trebuie sticla mare și credeți-mă că am cam băut din ea. E parfumul acela ce te face să te simți special totodată. Spun special pentru că, exact cum v-am spus, este o aromă total, total unisex. Soțul meu o poartă, se așează extrem de bine pe el, extrem de fain da acest parfum și pe pielea unui bărbat. Devine treptat oarecum cremos, fructat, însă lemnul acela de palosanto nu lasă să pice nici în latura gurmandă, nici în latura veselă jucăușă, da? Nu știu, mai mult de atât nu știu cum să vă spun. Are și ceva rășinos afumat, da? Îți dă la nas senzația asta, îți lasă acest acord rășinos afumat, dar exact cum v-am spus, este un parfum senzațional, Un parfum sensațional, categoric, din nou, 1000 din 10 în opinia mea. Am văzut că este și acela al Nașama, dacă zic eu bine, și am văzut un videoclip al lui Sea Chronicles, o tipă ce o urmăresc eu din afară și ea spunea că de fapt Vintage Radio și Alna Shama sunt ca de obicei cum mai face la tafa din când în când, același suc în sticle diferite. Nu am apucat să-l testez pe acela, însă dacă dumneavoastră aveți Vintage Radio și aveți și Alna Shama, sau ați testat Vintage Radio și ați testat și Alna Shama, lăsați-mi și mie vă rog în secțiunea comentarii dacă vi se par atât de extrem de asemănătoare. Următorul parfum este un parfum mega, mega hăipuit și în opinia mea pe bună dreptate. Da? Pe bună dreptate. V-am făcut unboxing-ul și primele impresii în acest videoclip. De atunci, chiar dacă vremea de afară, cred că noi deja intrăm în vară, nu știu, n-a fost primăvara sau cel puțin n-am prins-o eu, dormeam, nu știu ce s-a întâmplat. În fine, chiar dacă vremea de afară începe să se încălzească, eu l-am purtat, am abuzat de el. Dacă musamam white intens, musamam în limba arabă înseamnă o travă, teriac, da, că despre el vorbim și da, observați dentul, Teriac în limba arabă înseamnă antidot. Și eu acum ca să vă fac un joc de cuvinte, dacă ești o tipă, da? pentru că ambele pentru mine din nou înclină foarte, foarte mult în latura feminină. Dacă ești o tipă și mergi la o primă întâlnire și porți musamam, este ca și cum uh, musamam white intens. Este ca și cum o trăvești, da? Tipul cu care te întâlnești. Iar apoi vii cu teriac. Teriac însemnând antidot. Bun. Testul cu aberațiile mele să vorbim despre teriac. Teriac este mega hăipuit datorită faptului că este creația maestrului Quentin Bish. Însă, Doamne Dumnezeule! Deci, Doamne Dumnezeule! Din nou, teriac, categoric. De fapt, toate? Da. Toate parfumurile despre care vă vorbesc astăzi vor fi cumpărate din nou în momentul în care le voi termina. Categoric. Deci, nu stau la discuții, nu stau pe gânduri, nu. Nu. Aceste parfumuri. Doamne, cum e? Hai să ne adunăm. Revenim la Teriac, da? Teriac este um, acea combinație de Label și Label Le Parfum, da? Eu cel puțin la ideea aceasta am rămas în momentul de față și eu ador Label, dar îl ador, îl ador. Um, o să spuneți, bine, păi și nu e cam același lucru dacă am label, de ce mi-ar trebui teriac? În opinia mea, îți trebuie teriac, dacă mă întrebi pe mine. Pentru că teriac, exact cum uh, am spus, este mai degrabă ca și cum faci layering între label și label Le Parfum cu um, o piele întoarsă, ceva caramel și ceva vetiver adăugate extra. Da, Deci, combini label cu label le parfum și vii pe deasupra cu extra caramel, extra piele întoarsă, extra vetiver. Dar e nebunie. E nebunie și, din nou, a fost acel parfum al casei la tafa. Da, tot cu șerpișor că de obsesie la tafa. A fost acel parfum al casei la tafa ce, din nou, nu am putut spune. A, ah, vai, resimtizul la tafa. Nu, categoric nu În plus de asta, de la prima pulverizare a fost o bestie În momentul de față are destul de mult timp Și pot spune faptul că cel puțin pe mine și pe pielea mea Face parte din categoria parfumurilor nucleare da? Deci nu bestie, este nuclear Dacă nu mă înșel eu, din toată selecția de astăzi Acest teriac este cel mai cel la capitolul performanțe, la modul că se simte extrem, extrem de bine. Vă dau un exemplu, l-am pulverizat dimineața undeva la ora 8, undeva la ora 16, 4 după amiază a fost dușul din timpul zilei. Nu am aplicat nimic peste, l-am resimțit după acel duș și l-am resimțit destul de puternic. E drept, nu pot spune că vai de mine proiecta după duș sau aveam siaj după duș. Dar de la distanța aceasta, de exemplu, îl puteai simți. Îl puteai simți. Iar apoi undeva pe la ora 23 a fost dușul de noapte. Și, și după dușul de noapte, da, în condițiile în care de fapt era al doilea duș, da, și eu l-am aplicat undeva la ora 8 dimineața, se resimțea. Da? Deci se, nu știu. E criminal. E criminal. E genul acela de parfum pentru o fem fatal. Nu cred la cât de nebună sunt eu cu parfumurile, totuși nu cred că pe timpul verii aș putea purta teriac, da? Mie că mă sufoc și eu și cei din jurul meu, Însă, cine știe, poate un puf pe ceafă și câte unul pe umeri în partea din spate, da? Că v-am mai explicat, de obicei nu prea aplic parfumuri pe zona decolteului, deoarece pur și simplu totul radiază în nas, da? Și în felul acesta eu îmi rup nasul și nu vreau să mi-l rup, că țin la el și la simțul meu olfactiv. Dar da, clar da, este un safe bind by dacă iubiți label și label-le parfum. Este. Cu siguranță este. Bun. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Știu că foarte multă lume se, spun, se așteaptă să spun un cuvânt, un nume de parfum, însă eu voi dezamăgi. Um, știu că multe dintre voi sau mulți dintre voi care mă cunoașteți vă așteptați să spun Hamra. Ei bine, eu voi spune Hamra Kawa, da? Deci top 5 best of la Tafa, în opinia mea, Hamra Kawa este peste Hamra OG. Și din nou trebuie să-l pulverizez Uh, Hamra Kawa este acea pralină de ciocolată neagră, aș putea spune eu, umplută cu cafea, vanilie, cardamom și scorțișoară. Și dacă deschiderea aceasta, deci primul puf, da, primele 5 minute, ar dura mult mai mult sau cei de la s ar gândi să scoată al 11-lea ale 11, că de fapt ăsta e primul al doilea flanker pentru Latafa pentru Hamra de la Latafa și acel parfum să fie foarte foarte mult să persiste mult mai mult adică să ducă mult mai mult ca și timp deschiderea lui Hamra Kawa, cu siguranță îl cumpăr și pe acela deschiderea acestui parfum pentru mine e veață deci e viață de nu se poate, pur și simplu îl ador. Știți că iubesc cardamomul în parfumuri, dacă sunteți de ceva timp aici, dar pur și simplu combinația aceasta, cafea, vanilie, cardamom și oarecum scheletul acela de hamra original, mie îmi place de nu mai pot. Deci iubesc hamra kawa. Nu pot spune cei drept că este acea cafea profundă sau acea cafea neagră, fără dulcegării, fără nebunii, nu. Mai degrabă, dacă vreau genul acela de cafea, merg către Kawa de la Fragrance World și Copiluac, da? tot din acea gamă. V-am vorbit eu în acest videoclip despre gama aceea de parfumuri cu cafea, Uh, cafea din Hamra Kawa încearcă să fie acea cafea Middle Eastern, acea Kawa, da? în limba arabă exact așa se spune, la cafea Kawa, însă nu prea reușește datorită ADN-ului Hamra, da? primului Hamra. cardamomul și vanilia de aici, pentru că nu știu de ce eu resimt cardamomul ca și cum se ține de mână cu vanilia, îi conferă o tentă mult mai sexy decât primei variante. Nu pot spune, acum din nou, nu mă înțelegeți greșit, nu pot spune că, vai de mine, nu-mi place hamra. Ba da, aș minți, îmi place hamra, iubesc hamra, însă hamra caua este peste Prima variantă. Pentru mine, da? În momentul în care voi termina Hamra, nu cred, în momentul de față, nu cred că îl voi cumpăra din nou, însă, în momentul în care voi termina Hamra, caua, cu siguranță îl voi cumpăra, da? Din nou, cu siguranță. Um, nu știu neapărat dacă dumneavoastră aveți, de exemplu, Hamra. Și nu știți dacă să a achiziționat sau nu Hamrakawa. Are o deschidere altfel față de prima variantă. Ai impresia că va merge pe drumul său, însă cu cât se apropie mai mult de dry down-ul final, acest Hamrakawa cu atât să zic un 80%, da? ajunge către Hamra OG, dacă vreți, dacă are sens, da, către Hamra prima variantă. Uh, mi se pare din nou acel parfum total, total unisex. Nu prea aș putea spune că aș îndrăzni să-l port vara pe timpul zilei, poate în serile mai răcoroase. Și de ce spun asta? Nu pentru că, oricum, eu nu sunt genul să mă intereseze că, vai de mine, îmi spune cineva, ai ah, nu-mi place parfumul tău. I don't give. A... <coughs> Pentru că e important să-mi placă mie. Însă, hamra caua ar putea fi copleșitor, da, pe timpul zilei, zic eu, în căldură, părerea mea, da. Acum voi, ca de obicei, exact cum vă spun mereu, fiecare poartă ce vrea, cât vrea, unde vrea și cum vrea, da. Dar, da, um, are aici și acea atingere floral albă, aș putea spune ceva flore albe, dar este tot în zona lui Hamra. De aceea nu știu, dacă, sinceră să fiu, dacă m-ar întreba cineva, băi nu uite, eu am Hamra și nu știu ce să fac, să iau și Hamra ca oa sau nu, sinceră să fiu, nu am răspuns. Nu am răspuns pentru că inițial ai impresia că este altceva, însă în dry down uh, ajunge cam tot în uh, cam tot în hambra. Ok. Am ajuns la finalul videoclipului. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum. Dacă nu v-ați abonat, apăsați butonelul, apăsați clopoțelul. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu lăsați nu lăsați nu uitați să-mi lăsați și mie un like! Și dacă nu vreți să îmi spuneți parfumul zilei, nu știu, lăsați-mi și mie orice emoticon pentru a ajuta acest canal să, nu știu, să fie șeruit de către YouTube și altor pasionați ai parfumurilor. Um, o să vă las în bara de descrieri, ca de obicei, link pentru fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit. Cele 5 parfumuri ale casei Latafa plus parfumul Ashmal de la Haifa. Veți avea link în bara de descriere pentru grupul meu de Facebook, Frag Family, un grup unde, din nou, noi ne prostim, ne mai muțărim, da? ne instigăm. Ia uite ce am luat, Ia uite cum e ăsta da ce părere ai de ăsta și așa mai departe, facem și decanturi, facem și splituri, căutăm parfumuri, dăm mai departe parfumurile care nu ne plac și așa mai departe. Și toate astea presărate, asezonate cu glume și gaguri. Veți avea link în bara de descriere și pentru grupul meu de Facebook, și pentru contul meu de Instagram, și pentru contul meu de TikTok. Hai să ne auzim în secțiunea comentarii. Știu, știu, știu. Am rămas un pic cam în urmă cu răspunsurile, însă credeți-mă că de multe ori, ori sunt cu juniorul în parc, ori cine știe ce uh, carte colorez sau joc de Lego sunt acolo ajutor, dar apuc să le citesc însă nu de fiecare dată apuc să răspund. Da? Mii de scuze, voi încerca să recuperez toate, toate comentariile la care nu am răspuns până acum. Așadar, hai în secțiunea comentarii, lăsați-mi și mie SOTD-ul dumneavoastră și, de ce nu, chiar sunt curioasă, chiar sunt curioasă acum, de top 5 best of la TAFA în opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă îmbrățișez cu cel mai mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!